Da. Uite-te pe telefon, poate să mai dau un zoom. Dacă nu se face, hai să se vede pe telefon. Bună seara tuturor! Da, e bine, așa, lasă-l așa. Lasă-l și mai stai puțin, că te mai mut și mie un pic aici. O să trebuiască să-mi aduci aici. De fapt, acolo trebuie să-l bagi. Să muți. Bună seara, domnul Marius. Se pare că avem sunet, da? Vă salut pe toți, Florin Dumitrovici, Manulescu, Aurelian, Tauben. În seara aceasta m-am apucat să repic răsadurile din pod. V-am spus în ultimul videoclip că urmează să fac un live de aici cu repicarea. Ca să le vedeți și dumneavoastră. Bună seara, domnul Ionel Iovan, Aurelia Costache, Nicoleta Stroie, Manulescu, Aurelian, bună seara, domnul Cornel. Nu știu cât de bine se vede ce fac eu aici, dar o să mutăm. Bună seara, muște artificiale. O să mutăm puțin camera să se vadă. Deci, după cum știți, eu am crescut aceste răsaduri în pod, o parte dintre ele. O parte le-am adus din solar pentru comparație și m-am hotărât să le repic pe toate aici, pentru că în solar deja s-a umplut și o să am în jur de 1000 de fire de răsad aici. Vă salut, doamna Vasilica, Diana Bruma, vă salut, domnul Ionel Veghici din Ilfov, Coviștea. Cumva sunteți producători, domnul Veghici? Claudia Slătioa, bună seara, domnule, am trimis și eu un mesaj în legătură cu niște mușcate drepte, pitice, bătute și foarte, foarte rezistente. Nu l-am citit, nu. Unde l-ați trimis? Să știți că și comentariile pe YouTube intră, nu știu, poate intră și a doua zi și a treia zi. Destul de rar ajung instant la mine și probabil și răspunsurile mele la dumneavoastră. Bună seara, domnul Petrache. Bună seara, domnul Adrian. Bună seara, domnul Ion Alexandru. Iordana, doamna Iordana Robin. Bună seara, domnul Cătălin. Radu Cosmin, salut, cum stai cu zambilele? Nu mă stresez de zambile, sunt bine. Rozul am florit. Blugeachetul nu am florit. Nici nu dă semne. Dar mai e timp până pe martie să-mi florească. Destul. Bună seara, domnul Pică Cosmin. Să trăiți, domnul Sorin Gitureasa. Bună seara, domnul Nutu. Răduc cu 888. Germania. Au răsărit Ardei. A zis că trebuia să vezi să răsară în 6 zile Ardei. Sunt anumite semințe de Ardei care răsar și în 20 și ceva de zile. A, cu ciuperci, frumos, frumos, și aș vrea să văd și o ciupercărie. Să știți că n-am avut plăcerea să văd o ciupercărie. Dacă aveți așa ceva și îmi permite să vin să filmez, o să trec pe la dumneavoastră. Pe YouTube nu puteți să trimiteți poze. Auzi, nu-mi și mie buretelele de acolo. Vezi că e pe canapea aia acolo. Ciuperci pleurotus, da. Deci v-am spus, dacă îmi permite să vin să filmez, o să trec la noastră, să vedem și noi cum arată o ciupercărie. Eu sunt curios, pentru că nici eu n-am văzut.
A, întrebare de baraj, domnul Naiden, gata, cu câte zile are. Astea sunt roșiile Country Taste, nu mi-am scris când le-am semănat. Suntem în, cât, 19 februarie. Cred că au în jur de 35 de zile. Da, eu nu prea sunt de acord cu timpii ăștia de pe care ni le dă cărțile și multe persoane le recomandă pentru plantare, pentru repicare, să ne luăm după numărul de zile. Ne luăm după ce temperatură avem, după ce calitate de lumină avem, pentru că astea sunt lucrurile care dezvoltă planta acum iarna. Salut, Claudiu! Doamna Claudia Slătioară, da, am un Facebook, se numește Grădina lui Dan, puteți să-mi trimiteți acolo un mesaj și vorbim acolo. Radu Cosmin, obligatoriu trebuie să avem două frunze adevărate la repicare. Și eu am a treia informare, a pornit a treia. Vasile Sfechis, cum se face repicare, cât de om trebuie să fie răsadul? Răsadul, să știți că eu îl prefer cât mai uscată turba. De exemplu, aici am udat în urmă cu 4-5 zile și am lăsat să se usuce. Mai ales la acest mod de repicare, pentru că eu practic agresez rădăcinile roșiilor și eu așa repic toate roșiile. Toate roșiile. Ieri și astăzi s-au repicat câteva mii de fire în solar. V-am arătat un videoclipul de ieri așa pe repede înainte. Deci eu le agresez. Uitați-vă și dumneavoastră, nu știu cum se vede bine, dar o să mutăm camera. Să vedeți exact cum să... Da, v-am spus. Doamna Claudia Slătioaru, v-am spus pe Facebook Grădina lui Dan, puteți să-mi trimiteți și poze. Îmi scrieți în privat acolo. Direct în 45 solingitele astea, dar dacă faceți răsat pentru consum propriu, puteți să puneți și în mai mare. Și aveți spațiu, bineînțeles. Puteți să puneți și în 32 și în 28. E și mai bine, pentru că aveți o plajă mai mare pentru plantare, o plajă de timp mai mare până la plantare. Nicoleta Stroie, am semănat roșii în albiul de 140 celule, am pus 3 sau 4 semințe. Vreau să vă întreb dacă atunci când vă le face, se vor prinde chiar dacă nu vor rămâne toate în cubletul din pământ. Dar la Nicoleta Stroie, exact asta fac eu aici. Eu am semănate câte 2-3, pentru că eu repic acum un hibrid cu semințele destul de scumpe. Repic hibridul Country Taste. Country Taste ăsta este cea mai bună roșie pe care am semănat-o eu până acum, la care am feedback-ul cumpărătorilor. Anul ăsta am semănat Gurmandi, am semănat Rugantino, nu multe fire, pentru că sunt semințe foarte scumpe, vă dați seama, 1,40 leu, 1,60 leu baba, și le încercăm și pe acele. Deci vedeți ce fac eu la semințe de 50 de bani baba, da? Le sparg cu bu, mai rup și din rădăcini, să știți, adică nu mă... E să mai rup un pic din rădăcini. Este un stres foarte important pentru roșii, da? Doar în cazul roșiilor, ca să prevenim alungirea. Avem ca avantaj mișorarea internodurilor acest stres. Faptul că aducem foarte multă tulpină în substratul de repicare face ca rădăcina să fie mult mai puternică. M-a întrebat cineva mai devreme despre cum încălzesc acest spațiu. Sunt în podul casei, nu îl încălzesc cu absolut nimic. Jos, deci sub mine, sunt camerele în care dormim, unde este o temperatură constantă. Este o casă veche, da, cu tavane din lemn, cum se făcea odată, și cu căpriori și cu lemn și prinăuntru scândură. Bine, eu am renovat interiorul, dar în pod a rămas pământul acela. Și are o remanență foarte bună
Și nu am încălzit cu absolut nimic aici. Am adus răsadul aici încă din ianuarie. Domnul Adrian Viorel, lămpile se numesc Mars Hydro TSL 2000. Am un playlist pe canal în care v-am prezentat și lămpile, v-am prezentat și când am adus aici, am niște calancioie care le țin aici să înflorească și până acum rezultatele sunt foarte bune. Eu mai am calancioie și în magazie acolo unde au lumină naturală și e o diferență foarte mare. De exemplu, se numesc Mars Hydro TSL 2000. Auzi, ia și tu și pune aici să se vadă cum sparg eu. Radu Cosmin, dacă mai lua cu ce dai ca să îngroși firul, cu nimic. Uite așa facem repicarea și roșăm firul. Dacă tu, bineînțeles că te referi la regulatorii de creștere, la Cicogan, Stabilan, pe care eu nu îi folosesc și nici nu recomand să se folosească. Folosirea acestor regulatori implică foarte multă responsabilitate, pentru că dacă noi aplicăm cum trebuie, când trebuie, riscăm să secăm răsadul de roșii, să-i luăm vârful, să îl stagnăm prea mult, mai mult decât am vrea noi, și se întârzie și productivitatea și... Tocmai am primit notificare că e domnul Sorin Constantinescu live. Domnul Sorin, îl urmăresc minut cu minut tot ce postează. Deci, pentru roșare, pentru o stagnare din creșterea înălțime, puteți să folosiți stropirile cu produsele cuprice. Șamp, zeamă bordeleză, cruzante Manox. Da, lasă-l așa. Se vede ce fac eu aici, doamna Nicoleta Struie. Nu știu dacă chiar se observă. Deci, o să vă exemplific așa. Ăsta este cubul de roșii. Am trei fire aici. Trei fire. Pe care îl sparg în felul următor. Îl sparg aici pentru că am o găleată unde recuperez turba, da? Îl sparg și vedeți rădăcinile care sunt mai mari, le ciupesc un pic așa. Și astea sunt plantele pe care le repic. Exact așa. Florentin Dumitrovici, ce distanță de plantare recomandați în solar pe rânduri duble? Mulțumesc. 40-45 între rânduri cu spațiu liber de 1 metru. Nero, nu ai risc cu aer curat, există geam, nu există geam. Podul ăsta al casei mele este multifuncțional. Aici în pod am și depozitul central, am și spațiu, am un mini atelier aici unde fac foarte multe lucruri, adică am o canapea, o masă de lucru. Este și spațiul meu de relaxare, dacă vreți să mă pitesc aici și nu mai mă găsește nimeni. Adică încerc să vă spun că eu urc destul de des aici și prin faptul că urc și deschid ușa de la pod care este în exteriorul casei, da, urc pe afară, de afară, aerisesc. Spațiul în care mă aflu, aproximativ 17-18 metri pătrați, este închis cu folie de dublură. Am o ușă de folie, deci două folii puse una peste alta acolo și când urc, ridic folia și aerisesc spațiul ăsta, pentru că ăsta ar fi închis, dar nu este hermetic, totuși comunică. Aici jos este o podea bătută pe căpriori, adică are un spațiu liber de desubt în care circulă aerul. Plus am pus agril peste această podea, agrilul l-am pus pentru design, să fie mai frumos, pentru că erau scândurile alea din recuperări și se vedea zebrai așa.
Paprika Cosmin, câte au răsărit? Ce am semănat câte 3 semințe? 2-3, pentru că County Taste sunt 250 de semințe la cub, vedeți? Sunt 250 de semințe la cub și la plic și am semănat câte un plic într-o alveolă. Deci am semănat câte 2 semințe, după care m-am întors cu a treia sămânță până am terminat. De obicei, sunt mai multe semințe decât scrie pe plic, dar unde sunt semințele 50 de bani, 1 leu, sunt cam fix pe fix. Bună seara, nu Inside. Nero, am niște leduri speciale pentru rosaduri, au leduri roșii și albastre, albe, nu au și nu dau atâta lumină. Eu sunt convins că nu vedeți exact cantitatea de lumină, pentru că eu am făcut videoclipuri aici, nu știu, 4-5 videoclipuri și am încercat să exemplific intensitatea luminii, pentru că aceste lămpi au și un... iar am uitat cum îi spune, regulator de intensitate. Deci putem să modificăm intensitatea luminii. Uite, chiar o să modifice pasta de deasupra camerei, să-mi spuneți dacă se observă. Deci acum am oprit-o de tot și acum o măresc. Da, YouTube-ul nu ne lasă să... nu se vede. Aceasta este alveola cu roșii care a crescut aici. Deci, imediat după germinare, după ce au avut, fost o germinare completă, le-am adus aici și au crescut aici. Ceea pe care am adus-o din solar, dar și aia din solar avea o săptămână de când e aici, mai mult, 10 zile. Am terminat-o de desfăcut. Uite, chiar să le pun separat, ca să avem... Nu mai pot să fiu. Deci, Nero, în privința LED-urilor albastre și roșii, nu știu ce să zic, eu am făcut niște experimente cu lumină din aceasta roșie și albastră. Bineînțeles că am fost acuzat că le-am pus cam departe și așa, dar eu nu vreau să fac, să cresc o alveolă de roșii, eu vreau să cresc, după cum vedeți, 1000 de fire de răsat la lumină artificială. Și nu prea. Au crescut bine plantele mele anul trecut la lumina aceea. Dar dacă pui destul de multe, dar trebuie să completezi și cu lumina albă, s-ar putea să funcționeze. Bună seara, domnul Oleg. Doamne, cu atât, am semnat în ardei în albele de 70 de celule, câte o să mut în fiecare lepol, lăsa acolo până la plantare sau trebuie repicate? Nu trebuie repicate dacă am semnat câte o să mut în 70. Singura problemă este că o să aveți maxim, nu vă zic maxim, adică este foarte puțin probabil să aveți o germinație de 100%. 90% ar fi maximul pe care să-l obțineți acolo, deci o să aveți cel puțin 10 cuburi goale. O să repic în și ardei, pentru că am și ardei aici, îi repic în alveole de 70 de celule și eu. Eu nu înțeleg de ce vă e frică de această operațiune, este foarte ușoară. M-am apucat acum o jumătate de oră doar ca să-mi formez fluxul și am repicat 2, 4, 6, 7, că mai am una pusă aici, în cădiță, 200 de fire. Soi de roșii zadurela nu ai încercat? Ăla nu e soi, zadurela nu e soi și nu vreau să încerc zadurela. Nu vreau să încerc zadurela pentru că vă spun imediat și de ce, pentru că am o poveste cu zadurela pe care producătorii care vând în Mega Image, au fost acceptați să vândă legume în Mega Image, o știu. Deci Mega Image-ul când a acceptat producători români pentru a asigura necesarul de legume pe perioada verii,
i-a obligat pe producătorul român să semene ce vor ei, adică zadurela, să stropească cu ce vor ei, adică produse din Franța. Deci, practic, banii producătorilor se duc tot în Franța. Să ambaleze în ce vor ei, să cumpere ambalajul tot de la Mega Image. Deci ne-au vândut și semințele, și tratamentele, și fertilizanții, și ambalajele. Banii au dus în, la mama lor acolo. Și nu a rămas cu muncă. Din cauza asta nu o să încerc niciodată zadurela, pentru că știu această poveste, o știu direct de la sursă, de la producător care a pățit lucrul ăsta. În momentul când se duceau să livreze marfa în depozite, li se făcea analize la produs să se vadă dacă, clar, dacă s-a folosit tratamentele alea. Deci eu m-am întâlnit în Pucheni cu doi băieți care aveau 4 tone de roșii, 4 tone de roșii, și veneau de la depozitul Mega Image, unde i-a refuzat. Deci i-a refuzat marfa pentru că avea niște puncte, ziceau ei, pe fruct. Deci erau fructele un pic pătate și că n-ar fi stropit cu ce trebuie și nu erau în regulă. Și i-a refuzat. Și a stat băieții în Pucheni 3-4 zile până și-au vândut marfa. Și pe un preț mai mic, pentru că deja trecuse un număr de zile peste ele și... Înțelegeți? No, deci e o prostie. Cum să permită statul român, Mega Image, să vină să facă regulile astea în România? Băi, ia de la producătorii mei, dar ai tu grijă să iei tot tu toți banii. Doamna Iani, bună seara. Ne puteți spune despre portările la LED-urile albe, roșii, albastre din lămpi? Nu am această informație, dar mă uit așa cu ochiul liber, o să dau pe asta mai încet. Nu pot să le număr că sunt foarte multe, dar lumina roșie este în proporție de, pot să vă spun, 10% și cea albastră e cam 50% cu cea albă, da? Să zicem 40 albă, 40 albastră și 10% roșie. Deci eu mă uit direct în leduri, am dat-o pe asta încet ca să pot să mă uit în ea și pe alea roșii chiar pot să le număr. 2, 4, 6, 8, 16, deci 32 de leduri roșii sunt și celelalte sunt intercalate, alb cu albastru, de jumate-jumate. Deci roșu foarte puțin. S-a apropiat o plântuță de cameră să vedem ce frunzulițele. Uitați aici. Deci, îmi dau seama, ar trebui să se vadă. Vedeți frunzele de răsărire și frunzele adevărate, da? Uitați că cea de-a treia frunză de răsărire este mică acolo în mijloc. De răsărire, frunză adevărată, pardon. Bun. Salut, Mircea, dacă donez plantele, nu le donez, pe astea chiar nu le donez. Nu sunt eu chiar așa de bun, am dat niște plante pe care nu mai puteam să le repic. Și așa am repicat cam multe petunii. Eu am învățat o lecție foarte importantă în toți acești ani. Ca să ai numărul, vorbesc nu neapărat de producători, de răsaduri, de vânzare, vorbesc și de dumneavoastră. Dacă vreți 100 de fire de roșii, semănați 150. Eu cam pe acest principiu funcționez, tot timpul semăn mai mult, cu, nu cu 50%, cu nu știu, 20-30% decât câte fire aș vrea eu. Bine, nu e cazul semințelor foarte scumpe, aici recuperez tot ce se poate. Roșiile astea or să coste 2 lei, fără dar ce poate, deci nu o să le vând sub 2 lei. Vă dați seama, e 50 de bani sămânța, anul ăsta, da, am făcut și prostia. E locul foarte strâmt aici. Am vărsat roșiile după teviță.
Vedeți că sunt puțin înghesuit, din cauza asta fac și live-ul în seara asta. O să repic câteva rușii cu dumneavoastră și câteva ardei. E și duminică seara și nu e regulă. Cred că ridic eu. Deci, alveola o pun într-o cădiță acum. Turba este udă deja. Deci imediat după repicare și acum le ud cu stropitoarea. Deci folosesc tăvița doar ca să nu fac apă pe aici. Și le ud cu stropitoarea foarte bine. Surplusul rămâne în cădiță. Dar în stropitoare nu am apă, am picoriză. V-am arătat fertilizantul acela cu microorganisme pe care îl folosesc eu anul acesta la toate răsadurile și numai pe acesta, aproape numai pe acesta. Am vrut destul de greu pe aici. Opa! Deci, fără să glumesc, o să revin cu videoclipuri de aici. Probabil la sfârșitul săptămânii o să dau calancioia jos și o să aduc și niște castraveți, pentru că au răsărit și castraveți, prima serie de castraveți. Vinete o să aduc în momentul în care repic, deci nu mai aduc alveolă de vinete aici. Dar aș putea să aduc și o alveolă de vinete nerepicată și să o repic tot cu dumneavoastră aici, cred că chiar așa o să fac. Și când o să răsară dovlecei, o să aduc și dovlecei. Deci vreau să am din toate răsadurile, ca să vedem exact ce se întâmplă la, dacă ajung la maturitate. Uitați, asta este temperatura de aici, da? Nu știu dacă se vede, se vede, da? Temperatura de acum, de aici. Bine, afară este cald, acum sunt în jur de 5 grade afară, cred. M-a liniștit și eu, că nu mai bag mâna în buzunar în fiecare zi cu aerotermele alea. Azi noapte a pornit asta din curte, cred că de 2 ori și a mers câte 20 de minute. Dar cea din solarul mare, unde nu mai învelesc nici paturile. Aveți grijă acum că răsadul de roșii nerepicat, repicat, ar trebui să nu le mai înveliți dacă avem temperaturile astea de 3-4 grade afară, noaptea, și aveți dublură. Dacă nu aveți dublură, puneți una grill, două. Dar dacă aveți o dublură, să nu mai le înveliți. Pentru că le creștem temperatura pe timpul nopții, n-au lumină și le inducem faza aia de alungire. Și așa e cam cald. Dacă avem 3 grade afară, în dublură acolo sunt, ca să fie și 10. Aveți foarte mare dreptate, doamna Iani. Trebuie să prețuim ce al nostru. Este de ajuns că oricum cumpărăm semințe din, numai din afară. Majoritatea răsadurilor din România sunt făcute din semințe de afară. Dar testăm în același timp și noi hibrizi români, românești, care apar. Domnul Zoli ne-a spus că o să iasă anul următor cu 7-8 hibrizi de roșii românești. Și probabil că o să schimbăm acasă. Claudia, să te uiți. Domnul Dan, îmi trimis poza cu mușcate și voiam să vă întreb ce soluție de întărire pentru rădăcini și ce soi de roșii repicați. Nu este un soi, este un hibrid, se numește Country Taste. Country Taste în limba engleză și în română s-ar traduce gustul de țară. Sunt niște roșii pe care le-am gustat, am văzut plantele cum arată, au fost foarte, v-am zis, sunt, până acum, acestea sunt cele mai bune roșii pe care le-am semănat eu de când crez răsadul. Semințe scumpe n-am început să semăn de mult pentru că sunt bani să investim în semințe scumpe. Și poate să existe o problemă la vânzare, să nu le vin și atunci ce ai făcut? Dacă dai 50 de bani pe sămânță și nici nu-l vinzi, eu nici n-am posibilitatea să le plantez, să le valorific fructele, ar fi foarte greu pentru mine.
Să observă cum le înfig. Despre asta n-am discutat. Da, o să schimb alveolar pentru că după aia mă aglomerez aici, în partea asta. Deci o scop asta din cădită și o aud pe următoare. În următorul videoclip o să vă arăt și cum ud toată această grupă. După aia o să fie foarte greu să iau fiecare alveolă, să o pun în cădiță, să o ud de sus sau să fac imersie. Sunt scumpe, doamna Nicoleta, dar la mine s-a întâmplat să și doneze, dacă nu s-au vândut și nu aveam, practic erau gunoi, trebuia, sau compost acum, trebuia să le aruncam, le lăsam să moară, le-am donat. Le-am donat, ei mult spun, le-am donat, le-am dat gratis, cu ea venit să le ia. Și alveolul ăsta de 32, în alveolul se află turbă de repicat pitmos, în amestec cu perlit 10%. Azi ăsta am făcut găuri cu un plantator de ăsta de 5 lei, chiar 5 lei este, pentru că am mai cumpărat două zilele trecute, am fost într-un magazin, am văzut, am găsit identice cu cele pe care le-am cumpărat anul trecut. Bun, această metodă de repicare, ați văzut, primul și al doilea l-am pus drept, al treilea este mai lung. Uitați-vă cum îl pun, sper că se vede, da, se vede aici în prima linie. Deci îl pun pe alveolă, după care cu degetul apăs pe tulpină, 1, 2. Doamnele, trebuie să vă tăiați unghia de la degetul arătător, da? Rădăcina mi-a rămas sus. O mișc puțin înăuntru, după care mișc turba și apresez puțin. Da? Dacă avem unghia mare la arătător, nu puteți să faceți. Ăsta e scurt. Îl bag drept pentru că le vreau pe toate la aceeași înălțime. Da? Când nu reușesc să-i fac înălțimea din prima, o trag de păr puțin. Și tot așa. Este o metodă foarte rapidă. Și dacă vă întrebați că nu este prea mult stresul acesta la rădăcini, vedeți că nu mai are substrat deloc, rădăcinile sunt libere, le mai și ciupesc eu așa câte puțin, care sunt mai lungi. Este foarte bun acest stres indus la roșii, pentru că, v-am spus, împiedică alungirea și rădăcina o să fie mult mai viguroasă, pentru că aducem și foarte multă tulpină în substrat. Și după cum toți știm, roșia face rădăcini și pe tulpină, la care este în substrat. A rămas aici. Florin Parasiv, încercați soiul de roșii Corazon, foarte rezistent, productiv și extraordinar de gustos. O să-l încerc, am mai auzit. Dar sunt multe tipuri de Corazon. Florin Parasiv, vreau să vă întreb ceva. Din ce zonă sunteți? Am un fost prieten care îl chema tot Florin Parasiv și, nu știu, s-ar putea să fiți chiar el. Și o să nu știu. Acum că s-a încălzit, ce temperatură asigurați noaptea la răsaduri? Nu haide-mi, Florin. Unde am răsadurile nerepicate acolo, nu mai bag aerotermaia și am tot în jur de 8-10 grade, 12, maxim 12 am găsit. 12 chiar aseară, că au fost 8 grade afară aseară la mine. În noaptea asta, nu știu, parcă 5 grade am anunțat minima. Unde am repicat în solarul mare, e aeroterma paznic, n-am mai învelit paturile și am tot așa în jur de 8 grade. Dar totul este relativ în funcție de temperatura exterioară. Probabil noaptea asta o să fie mai puțin. Aeroterma pornește la
3 grade acolo. Și le-am lăsat dezbelite pentru că, bine, am și niște ardei, nu e bine că am și ardei acolo. Dar am repicat până târziu, am udat și am zis să fie aerisit, să nu... Vasile Sfechici, de unde luați micoriza? De la semințe plante, Simbiomico Grow. De la magazinul online, semințeplante.ro, Simbiomico Grow. Uite, o să vă aduc, am aici un pachet. De fapt, eu am toate... Toți fertilizanții, toți fungicidi, insecticide, tot le am aici. Iarna le aduc în pod pentru că am temperatură pozitivă și există riscul de îngheț. Și după aia, primăvara, îmi dau jos ce-mi trebuie. Pentru că vara aici este foarte cald. Chiar mă gândeam zilele astea că trebuie să desfac un pic folia asta, să nu o las așa. Mergem făi. Asta este produsul. Nero, Nero, câți vați consumă pe oră toate ledurile din pod? Au cam 300 de vați la capacitate maximă o lampă. Eu le-am ținut la 50%, nu știu, cred că o lună, le-am mărit la 75%. Acum că am început repicarea, o să le țin din nou câteva zile la 50%. După care o să le ridic, cred că o să mă duc până la 100%. Da, dacă stăm să vorbim despre bani, eu am mai spus lucrul ăsta, eu sunt producător de răsad, eu răsadurile astea le vând și costurile de energie ar trebui, de fapt, fără dar și poate o să le scot. Înțelegeți? Deci nu pot să... Adică dacă îmi doresc o amandină, mă duc și mi-o cumpăr și nu mă gândesc că dau 8 lei pe ea acum și... Înțelegeți ce vreau să spun? Sunt niște costuri normale. Dacă sunt eu mai, vreau să fiu mai deosebit, nu pot să zic mai deosebit, vreau să învăț mai multe lucruri. Și am testat lumina artificială. Învăț și pentru dumneavoastră, pentru că vă arăt rezultatele și în cazul în care vreți să faceți așa ceva, o să știți exact ce se întâmplă. Așa am făcut și cu răsadnița încălzită electrică. Anul trecut am măsurat tot curentul pe care l-a consumat în toată perioada, în 4 luni de zile cât a stat pornită. Și asta a fost 1000 de kW în 4 luni de zile. Sunt niște costuri normale. Nu poți să faci din nimic ceva. Și să și pognesc. N-ai cum. Spuneți-mi dacă se vede ce fac eu aici. N-ai de un flor, încercați să nu fertilizați o alveolă, să vedeți diferența față de cele fertilizate. O să fac și proba asta, dar trebuie să iau apă curată. O să las o alveolă nefertilizată. Trebuie să o ud obligatoriu acum după repicare și o să ud cu apă, dar după live trebuie să cobor. Asta e dificil aici pentru că asigur foarte greu necesarul de material. Ia gândiți-vă că acum vreo 4 zile pe la 8 seara când am venit eu de la serviciu, îmi pregătisem alveolele. Am vrut să fac mai devreme live-ul sau să-l fac aseară, dar n-am apucat. Și am urcat 40 de alveole, aproximativ 30 ceva, câte două pe scară. Urcam cu două, coboram, urcam cu două, coboram. Destul de greu. Apa aduc cu o găleată de 20 de litri. E destul de grea să urc cu ea pe scară. Deci asta ar fi problema cea mai mare. Și bineînțeles când o să dau
Prăsadurile jos, am urcat 6 alveole și dau 40. Dar bine, când o să le dau jos, nu o să fiu singur. Asta, am pe cineva jos acolo să le primească. Deci, domnul Aiden o să lasă o alveolă și peste o lună de zile, să zic, sau când sunt ele mature, o să le scol de aici și o să facem o comparație într-un videoclip. Una, două, chiar o linie o să las, 5 alveole. Nu o să fertilizez deloc cu nici cu micoriză, probabil că o să le strope să văd. Trebuie să stropesc cu insecticid neapărat zilele astea. Astăzi a fost lumină, dar am fost plecat la serviciu. Iar am fertilizat cu Prorut răsadurile din solar. Uitați, am fertilizat și aici cu Prorut. Am sticla aici. Și am căutat-o. Știam că am o sticlă desfăcută. În videoclipul trecut v-am arătat cum am fertilizat cu Prorut. Și n-am găsit-o. Dar aici n-am intrat. M-am urcat în pod de 7 ori și aici n-am intrat. Era folia pusă, n-am. Și am început altă sticlă, pentru că eu când cumpăr mai multe. Că... Grădina din pădure. Ce turbă folosiți? Pit Moss de repicat acum și la semănat am folosit tot Pit Moss de la Nordagri. Eu vă mulțumesc pentru apreciere, doamna Nicoleta Struie. Mă bucur că pot să ajut. Gabriel Popescu. La cât timp se repetă tratamentele la roșii? E o discuție foarte mare aici cu tratamentele la roșii și la orice legumă. În primul rând, tratamentele trebuie făcute preventiv. Da? Eu anul ăsta, de fapt de anul trecut, am început cu o variantă organică și folosesc și insecticide și fertilizanți organici. Fertilizarea acum la răsaduri, până la maturitatea de vânzare, fac o dată pe săptămână, dar să nu credeți că nu o să existe și pauze, sau probabil o să fie serii de răsaduri care o să le sar. Nu prea am timp și se întâmplă să nu fiu acasă și să am oameni arepicat, să se termine soluția și eu nu las pe nimeni să facă soluții. Le fac doar eu și le spun, dați cu apă dacă nu sunt acasă, dați cu apă. Deci se întâmplă să sar și eu o serie de la fertilizat. Pe la toate tratamentele astea, să mă opresc puțin ca să... dar mai am roșii. Trebuie să termin roșiile ca să trecem un pic și în ardei. Deci în principiu cam săptămâna să fac tratamente. Odată la 7 zile. Fertilizări. Topiri cu insecticide, putem să monitorizăm insectele și cu să le încercăm să le combatem cu capcane lipicioase, cu lumini ultraviolete, cu clase anti-insecte. Dar totuși eu rămân la părerea mea de acum mulți ani că chiar și cu câteva tratamente chimice făcute la timp, adică în prima fază de dezvoltare, nu se întâmplă absolut nimic. Pentru că următoarea variantă este să cumpărăm roșii de la Mega Image sau de la piață, aduse din Turcia, din Italia, și alea sunt stropite de două ori pe zi. Și sunt fertilizate numai chimic și vă dați seama că facem o mare diferență dacă mâncăm de la noi din grădină. Mâncăm roșii dintr-o plantă care crește cu rădăcina în sol. Sau legume care cresc în sol, nu
în substrat din vată minerală, vată de vată minerală, cred că e aia. E un suport pentru rădăcini. Gabi Ungureanu, ce temperatură minimă pe timpul nopții a avut la răsadul de ardei fără să fie afectat de frig? Anul ăsta am reușit să țin un minimă de 7 grade. Am avut cel mai puțin 7 grade atunci în nopțile alea cu minus 10. Dar în anii trecut să știți că am avut și 3 grade la ardei. Știu că, mamă, în carte scrie că nu mai fructifică, nu mai leagă, nu mai crește, dar au legat, au crescut, s-au dezvoltat, dar a venit căldura. De asta vă spun că nu prea sunt de acord cu numărul ăla de zile până la plantare, de la semănare până la plantare, am auzit recomandări și de 50 de zile. Se fac mie ardei din ianuarie, lăsat de ardei în ianuarie, a, bun, dacă facem 25 de grade noaptea și 30 ziua și avem și completare de lumină, da. Adică venim și cu lumina artificială, pentru că în România lumina de iarnă este foarte, e și slabă și puțină. Doamna Iani, de ce credeți că m-a întrebat de lumina roșie? Este o problemă acum, eu sunt convins. Cu rădăcinile ardei, chiar astăzi am observat când repicau fetele acolo, am venit de serviciu, au repicat ardei iute Arvard. La Arvard erau. Arvard. Și, păi, nu prea are rădăcină. De ce nu prea are rădăcină? Nu-mi plăcea nici mie. Nici ăștia nu prea au cine știe ce. Și e clar că e din calitatea luminii. Adică lumina roșie, ca să înțelegeți noastră, lumina roșie este specială pentru dezvoltarea radiculară. Andreea Alexandru, bună seara, spun la treabă. Mulțumesc, doamna Andreea. Bună seara, grădina lui Țăranu. Temperaturi mici, 18 ziua, păi astea sunt mici, bine de tot, bine de tot, să ține tot așa, să nu mai... Amandina Oblei, Savarina, mica, scănucă, 20 de lei. Savarina întotdeauna a fost mai scumpă, nu? Stați că mai am câteva roșii. Da, și încă repic încet acum. Și să știți că eu nu prea am repicat. Este o operațiune pe care o colesc. Și când am de repicat, iau mai mulți oameni, mai mulți colegi să mă ajute. Deci, vineri am fost 4, vine 5, sâmbătă 4 cu mine 5. Dar eu nu repic, doar monitorizez repicarea, adică fac alte treburi pe care le fac numai eu, deci mă ocup de lucrurile foarte importante și monitorizez, mă uit să scoate bine din alveolă, să-l pună drept. Deci eu nu repic. Cred că anul ăsta repică astea 1000 de fire aici. Cred că tot atâtea am repicat de când fac eu răsad. De obicei, mie nu-mi plac operațiunile care la punct fix. Adică să stau pe loc. Nu-mi plac. Eu trebuie să mă mișc. Trebuie să mă uit peste tot, să mă asigur că totul e în regulă. Bă, nu știu, organizez zilele următoare, sunt atent să asigur front de lucru pentru oameni, formez fluxul, mă uit unde să mut plantele ca să fac loc și tot așa. Adică astea sunt lucrurile pe care le fac eu când am foarte mai mulți oameni la treabă. Trebuie să le dai de lucru, altfel îi plătești degeaba, nu? Să fie productivi. Dacă eu repic repede, să vedeți pe doamna Flori. Nici nu-i vezi mâinile. Dar n-are unghii, să știți. Deci fără unghii, doamnelor, la operațiunea asta. Bun, haideți că o să schimb puțin la ardei, ca să se vadă și ardeii. Claudia Cristina Pantea, ale albe în alveolă sunt, este perlit. Deci aici am o turbă de repicat în amestec cu perlit, 10% perlit.
Zipelitul este foarte ușor. Este obținut dintr-o rocă, anume rocă, care se tratează în cuptoare la temperaturi foarte mari și ea devine ca polistiren, ca biluțele acelea de polistiren. Sunt ușoare și au rolul de a absorbi surplusul de apă. Deci în momentul în care udăm substratul, aceste biluțe absorbe apa și o eliberează în momentul în care în jurul lor este uscat, adică când substratul s-a drenat, atunci dă drumul la apă, eliberează apa. Și bineînțeles rolul de aerisire, foarte important. Deci aerisește, aerează, dacă vreți, substratul foarte bine. Acum la ardei situația asta altfel. Scoatem fir cu fir. Încercăm să scoatem cu cubul întreg, este foarte important. Mi-e frică, doamna Iani, să aduc furtuna aici, m-am gândit că am vrut să fac în magazie furtun cu apă direct, să ud acolo. Acolo îmi permite spațiu să ud, pentru că am beton jos, apa se drenează, are scurgere, e până în regulă. Dar mi-e frică să aduc furtuna aici. Știți de câte ori verific eu apa în solare dacă e oprită? Dacă am scos furtunul de la cijmea, adică mufele alea rapide, nu pot să pui, cu toate că am numai gardena, deci toate mufele mele, toate pistoalele sunt numai gardena. Și nu pot să pui bază pe mufele alea. Bine, sunt de mult, unele au 2 ani, unele au 3 ani, unele sunt noi. Să nu sară noaptea și să rămână pe robinetul pornit, furtunul în presiune și dacă sare noaptea mufa de acolo, ce am făcut? Îmi stric și puțul și inund și solarul. Deci mă duc de cel puțin 2 ori, da? Ca să verific apa. Deci în fiecare seară, de 2 ori, merg să verific apa, dacă e oprit apa. Și am 2 cijmele în 2 solare. Doamna Claudia Cristina, m-ați întrebat de perlit, v-am spus. Deci aerează și reține apa și o eliberează în momentul în care substratul este uscat. Este foarte bun acest amestec. De anul ăsta am început și eu să-l folosesc mai mult, dar nu o să-l mai folosesc. Adică ieri am făcut ultimul amestec. Am băgat 10 saci de turbo, deci 2 metri jumate cubi și cu 2 saci aproape de perlit. Asta este ultimul substrat. O să umplu cu tot alveole de roșii, de ardei. Ce le pic acum și nu o să mai pun perlit pentru că nu mai am spațiu unde să fac amestec, nu mai am bani să cumpăr perlit. Deci s-a terminat și v-am mai spus eu, și banii de împrumut și banii de datorie. Toți banii. Așteptăm să luăm bani acum. Și probabil în solarul ăla o să vin cu plante și nu o să mai pot să-l folosesc pentru amestec și să umplu alveole, o să fac pe afară, pe masă și... Nu, domnule, prorut este un stimulator pentru dezvoltarea rădăcinii, deci trebuie să avem rădăcină. După răsărie, după ce frunzele de răsărie se dezvoltă destul de bine, chiar să avem și frunza adevărată ar fi recomandat mai bine. Deci trebuie să înțelegeți că până nu avem frunza adevărată, roșiile sunt ca plantele noastre, sunt ca un copil în incubator. Când îl scoatem din incubator, deja începe să-i dea țâță, să-i dea măsa să mănânce acolo. Deci cam toate fertilizările ar trebui să înceapă la frunza adevărată. Când avem frunza adevărată, în momentul ăla rădăcina se dezvoltă, da, din pivotantă, începe și se transformă, emite rădăcinii laterale. Eu știu că am arătat și am dat cu micoriză și la răsaduri fără frunza adevărată. Dar sunt niște riscuri pe care mi le asum și o fac din lipsă de timp. Eu nu sunt miercuri acasă și trebuie să fac tratamentul sau fertilizarea sâmbătă. Și prefer să mai încalc și regulile.
Carmen Mihăile, bună seara. Am văzut filmul nostru de aseară și îmi plac foarte mult primulele. Știți cumva cum se numește și pe ce l-aveți? Primula Marley. Este cea mai frumoasă primulă. Eu nu mai Marley am cumpărat, dar răsadul este scump. Este mai dublu la preț față de restul. Deci, primula Marley. Bio Ioan, insecticidul e ok, indiferent de vârsta plantelor, este ok, insecticidul, dar dacă avem plântuțele mici așa, ar trebui să mișorăm doza chiar și la jumătate. Deci, logica oamenilor, da? La copilul mic, nu-i dăm pastramă de oaie, da? Îi dăm lăptic, piscuiți, ce mai mănâncă ăsta al meu? Și pe la, cum crește, începe și dăm cărniță și pastramă de oaie de pe la 10 ani încolo. Cam asta ar fi regula de aur, să mișorăm puțin dozele. Mulțumesc, doamna Ramona Popa. Trageți un bec, domnul Ion Alexandru, în solar și repicați. Eu am luminile alea, am trei lămpi legate în serie, le bag în priză și le mut după mine cu crești de aia de, crești de, aia de plastic, de pun la zăvoare. Am cumpărat crești de aia și prinde țevi prin solar. Și le mut, le-am avut și aici în pod când am pus folia asta, le-am avut în magazin, ați văzut că am făcut live din magazin, le mut peste tot. Acum sunt montate acolo la substrat, pentru că de mâine seara o să încep seara să mai fac alveole. Când vine la serviciu, umplu câte 20-50 câte sunt în stare. Doamna Nea Alexandru, am început deja să cresc salată în peturi suspendate, revin cu rezultate. Aveți grijă la drenaj și la temperatură la salată. Ne-a spus doamna Iani mai devreme, ați văzut videoclipul pe care l-a postat dânsa. Deci un videoclip extrem de complet, e puțin spus, e prea puțin spus, e extrem de complet în ceea ce privește salata. Vezi videoclipul ăla și știi tot ce trebuie să știi. De fapt, știi tot ce s-a spus despre salată vreodată. Deci, vă invit să urmăriți videoclipul care l-a postat doamna Iani pe canalul Grădina Biolegumix în seara aceasta. Uite, am o problemă aici, care am observat-o acum când m-am apucat de repicat, au apărut niște furnici. E ca să vezi, mai mi-apar și prin casă, furnici pe colo, pe colo. Au venit furnici. Nu știu, trebuie să iau o măsură neapărat. Da, doamna Ramona Popa are perlit, da. Am făcut amestec de perlit cu turbă. Turbă de repicat. Da, Carmen Mihăil, apropo de vârsta răsadului de ardei, toamna este foarte scurtă și dacă răsadul nu este puțin mai matur, riscă să rămână verde. Aoleu, a spus punctul pe ei, un lucru pe care l-am spus de mai multe ori, uite, nu mi-a venit în cap în seara asta. Exact. Noi avem, de multe ori în septembrie cade brumă și a distrus tot în grădină. Dacă nu e în solar, îl distruge. Este foarte bine să avem răsadul matur, să plece cu bobocul în cap și să fructifice mai repede și să aibă timp să se coacă. Da, domnul Oprică, Cosmin le ud înainte. Sunt udate cu apă, dar sunt udate de vreo 4 zile, v-am zis că le-am udat, dar tot unde sunt. Probabil aici o să ud mult mai des ca în solar, pentru că este umiditate mică. De fapt o să crească acum, pentru că am adus mai mult substratul de aici. Umiditatea e de 60%, nu? Parcă așa de ea. Da, 61%. De 4 zile 61%, deci n-a crescut. Substratul prezintă niște granule albe, ce este? Mulțumesc. Domnul Ion Petrișor este perlit. Mulțumesc, domnul Stelian Ghiță. Bună seara, Denis Deac. Grădina lui Daniel. Opa, a apărut și grădina lui Daniel. Vă salut și eu, domnul grădina lui Daniel. Aveți canal de YouTube pe numele ăsta? Să scrieți aici, să mă uit și eu. Mochinii sunt în stare de repaus total.
Am fost vineri pe acolo, sunt în grădina cealaltă. Da. Am fost în partea cealaltă și m-am uitat la ei. Chiar am udat puțin pentru că cei de deasupra era foarte uscată turba. Suntem la pauză. În momentul în care se încălzește vremea, nu știu, 15-20 martie, o să-i scop pe tot, îi las să intre în vegetație. Ce intră în vegetație, o să mut în ghivece mai mari. Asta este proba de foc. Denis Deac, cu soluția de turbă cam de târcoare și nu reușesc să o stârpesc. Am început și cu chimic, dar după zile de la aplicare nu prea văd rezultate. Instructor în pod, dacă fumați, scuze. Domnul Ionel Dăgici, nu, dumă de la aici că a spus și nu e o glumă ce spuneți dumneavoastră. Deci dânsul m-a întrebat dacă am extintor în pod, pentru că fumez în pod. Da, mi-am adus un pahar cu apă, unde pun scrumul și, bineînțeles, sting țigara. Nu e o laudă, dar sunt un fumător experimentat și nu greșesc cu țigările, nu beau alcool, deci nu pot să greșesc nici din cauza alcoolului, să nu fiu atent din cauza unui alt factor. Și vreau să vă spun că eu am asigurare de foc la casă. Am avut un incident neplăcut în urmă cu vreo 15 ani de zile, s-a aprins. Erau niște magazii pe lângă casă, de lemn, cum era atunci, în fine, și a luat foc acoperișul dintr-un colț și eu de atunci, din spaima pe care am tras-o, eu îmi plătesc asigurare completă la casă. Adică cuprinde și, bineînțeles, asigurarea obligatorie, dar plătesc și asigurare care se cuprinde focul. Și le-am spus la copii și tot ei, dacă ia foc casa, ne salvăm noi, plecăm, ieșim și casa lasă-o să ardă. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Bine, nu, probabil că nu o să lăsăm să ardă, dar este mai important să salvezi copiii și pe tine decât lucruri care se pot reface. Nu, nu, deci nu e o glumă și nu am de ce să mă supăr, e foarte bine. Vedem, da, eu nu am cu ce fertilizați calancele. Am fertilizat cu un îngrășământ cu potasiu mai mult. Nu știu, 40 are cifra la potasiu. Da, calancele mele sunt frumoase, astea de aici sunt chiar frumoase. Pentru că vreau și eu pe cea mai îmbobocită. Bine, astea sunt plantele cele mai bătrâne, eu mai am câteva sute. Ia uite așa aici. Vă dați seama? Când am florii asta, că e o superbitate de plantă și florile astea țin câteva luni de zile. Și sunt câteva la care se vede și culoare. Dar le-am fertilizat de vreo 3 ori. Deci n-am mai udat cu apă între udări, uite, acum deja e drenat substratul, ar trebui să fertilizez din nou. Dar nu o să mai fertilizez în pod pentru că deja se micșorează spațiul. V-am zis, la sfârșitul săptămânii o să le dau jos, să le mai fac o să fertilizare și sper ca până pe o martie să înflorească. Da, sunt destul de frumoase. Bun, haide să conțin și cu ardei, să fac și câțiva ardei. Se vede ce fac eu aici, da? La alveolele astea de 288 e o problemă. Uitați, m-a întrebat cineva dacă substratul este umed acum, în momentul când repic. Să știți că nu este umed. Uitați, o rădăcină de ardei frumoasă. Vorbește lumea de vârsta la răsad. Răsadul ăsta este fertilizat de 3 ori, 4 ori și chiar și în condițiile de temperatură bună pe care le-a avut și lumină foarte bună, pentru că
Acum pot să spun că în partea stângă și aici în dreapta lumina scade puțin pentru că eu am mărit foarte mult suprafața de 3 ori admisă pentru sau suprafața la care sunt recomandate aceste lămpi. Dar ele acum cât au fost în albumul 1988 au fost pe centru, au avut lumină foarte bună. Și în condițiile astea rădăcinatul nu s-a dezvoltat. Deci trebuie să facă și asta se întâmplă de 10 ani de când semăn eu ardei. De exemplu, acum am frie funul ăla și anul trecut a crescut destul de greu. Și a germinat greu și un pic mai prost. Dar ce să... Depinde de hibrid. Și soiurile, să știți că germinează diferit, capia de gras, grasul de gogoșar și germinează diferit, crește diferit. Au fiecare ardei are creșterea lui. Și vorbeam de umiditatea asta la repicare. De exemplu, alveola asta este foarte uscată. Acum. Adică eu sunt practic obligat până mâine seară să termin de repicat. Deci eu strâng cubul de jos puțin, dar nu-l strâng de tot. Îl mișc puțin așa, îl apropii și dau drumul. Să se desfacă, să se dezlipească substratul de pereții celulei. După aceea trag ușor de fir și îl scot. Vedeți? Ai de la s-a spart cubul. Se mai spar și cuburile, dar să știți că se uniformizează. În tot timpul am avut ardei uniform în alveolele de repicare. Dar eu prefer să le dau un timp mai mare până la plantare. Din cauza asta eu semăn prima dată tot ardeiul. Asta este ardei gras. Gras Silver Star. Eu aș asigura și solarele, serios, împotriva bijelios. Nu se asigură solarele, am întrebat eu. Tare liniștit ce am întrebat. Olegrama, Denis Dag, canalul ferma de lumea Cristoiu stropește cu ulei de nim în seră săptămânal și este efect, dar în afară, într-adevăr, este problemă, fiindcă ele vin și vin. Ulei de nim, nu de nim, nu de neam. Da, mai scrie și telefonul greșit. Dar ce se întâmplă cu domnul Zoltan? De ce nu... Nu poate să scrie domnul Zoltan. Zoltan Kovacs. Dar nu, eu nu înțeleg de ce nu puteți să scrieți. Văd că toate... V-am făcut moderator să puteți... Mă gândesc că poate puteți să scrieți. Deci n-ați reușit să scrieți niciun mesaj aici. Alin, bună seara, am scuturat condensul de pe folia termică și a căzut pe lăsatul de ardei și am văzut că s-a îngălbenit puțin să fie de la picuri. Da, clar că e de la... Trebuia să lași ardeiul învelit dacă ai sistem de învelire și scuturai pe agrid sau pe folia aia sau nu scuturai deloc. Un ventilator acolo înăuntru aerisim foarte bine și în felul ăsta scăpăm de condens. Dacă răsadurile sunt învelite, am mai făcut și eu lucrul acesta, dimineața înainte să dezvelesc, scuturam puțin folia aia. Dar să știți că eu am băgat ventilatoarele alea pe care vi le-am arătat în videoclipul de ieri. Sunt și ieftine, 200 de lei, unul destul de puternice pentru 200 de metri pătrați, face curent de aer acolo în 200 de metri pătrați. Deci fetele alea l-au oprit pentru că nu puteau să repice acolo. Cu el la treapta 2, nu la 3. Și... Să știți că a uscat folia de, deci acolo la răsadul unde am răsadurile nerepicate, a uscat folia de tavan, de dublur. Deci ventilatorul este foarte bun. Pentru că încă nu putem să deschidem laterala, de exemplu astăzi a fost soare, a fost cald. Chiar mă gândeam, uite mă, dacă nu aveam ventilatorul, trebuia să deschid puțin laterala. Dar
bate vântul, a bătut vântul, îți face dublura parcea. Mi s-a întâmplat în fiecare an. Și acum dau ventilatorul la maxim, nu mai deschis laterala, să intre vântul în el. Și mă folosesc de-aia. Sau dacă deschid, o să deschid foarte puțin, așa, 5 cm. Și cu ventilatorul și o să facă ceva. Mamă, ce îngheșteală e aici. Acum o să pun tăvița asta jos. Da. Mai am lucru. Am mișcat eu masa asta, nu cred. Încurcă și... Suntem și live și... Telefonul țin pe aici, nici nu pot să citesc, bate lumina asta în el. Ioana Dăuie, domnul Dan Iosemăn Ardei la sfârșitul lui martie, pun ceva mai târziu, tot ultimii răsari Ardeiului, cel mai pretențios după el, viața restului... Da, este foarte pretențios, după... și vânăta este foarte pretențioasă, să știți, nu e... Eu o compar cu Ardeiul... Anul ăsta am reușit să iau toate alveolele de 70, modelul acesta înalt, are celula de, am zis mereu că o să o măsur, 6-7 cm înălțime. Deci nu este, am zis că alveolele de 70 de obicei au 3 cm înălțime. Anul trecut am avut un singur set de alveole de 70 de cm. De 70 cu 6-7 înălțime și răsadurile pe care le-am crescut, ardeii pe care le-am pus în alveolele alea au fost wow! Și mi-am propus de anul trecut, băi, să cumpăr toate alveolele pentru ardei, pentru că eu cumpăr alveole în fiecare an. Oamenii nu se țin de cuvânt să le aducă înapoi, o parte din ei vin cu ele acum și acum când vine să cumpere din nou, zice, uite alveolele. Păi da, dar sunt de anul trecut, eu am cumpărat altele. Bine că le primesc, dar de obicei nu mai se pot folosi pentru că oamenii le țin în grădină, aruncate pe acolo, în soare și nu mai poți să-l folosești. Denis, de acolo am folosit Nimex, totul ei de nim. Are în conținut, dar nu mor, ce se mai prinde capcane, dar printre alveole se le văd că zboară. Da, e o problemă mare cu musculița asta neagră și eu am avut anul trecut ceva probleme. Anul ăsta am umplut solarele de capcane, am observat de la Siclamen că a avut efect, deci un efect foarte bun. Am pus la Siclamen și pur și simplu acolo le-am combătut. Bine, au fost, sunt 200 de plante, am pus vreo 5-6 alveoli, 5-6 capcane lipicioase. Da, deci deja mă enervează furnicile astea, uite, sunt urcă pe aici. Dacă aveam masa mai mare și era ardeiul lângă mine aici, mergeam mult mai repede. Cubul ăsta de 288 este cel mai ușor de repicat, e micut, nu trebuie să faci gaura mare. Și imediat îi împinge aici, ca de singur. În momentul când duc acum se așează, face pace turba de semănat cu cea de repicat și totul în regulă. Este foarte important la ardei să nu facem stresul mare la repicare, da? Ardeiul nu are nevoie de stres, nu se alungește așa ușor ardeiul, se alungește și el, dar nu așa ușor. Și ar fi bine ca cubul să fie plin de rădăcini, ar fi minunat și când îl scoatem de acolo din alveola mică să fie întreg. Deci ardeiul de preferat să nu-i facem stres la repicare. A zis cineva mai devreme că a semănat semințele direct în 70. Sunt curios să vedem o să arate și la dumneavoastră una din toate alveolele ca asta așa. Cât mi-a luat mie să repic cu alveolă de 70? 5 minute că sunt cu dumneavoastră aici. Deci într-o oră aș repica 12.840, relativ 1000 de fire pe oră. Câte mi se am ca să... Deci într-o zi aș repica 10,
10 ore, 10.000, nu? Bine, că mai punem și drumul prin bările de protocol cu alveole, cu fiecare alveolă, să o duci la loc, să o uzi, da? Dar tot aș repica 6-7.000 de fire. Nu înțeleg de ce vă feriți de repicare. Și am observat că cei care cresc 200-300 de fire de ardei se referă de repicare. Da? Când ei ar trebui să facă două repicări, să se repice din mic în mai mare și din mai mare și mai mare. Să semene răsadul în decembrie, să aibă un răsad foarte bătrân, să aibă, să câștige timp mult. Dar nu. Ei seamănă cel mai târziu, ei se fere de repicare, zice că este foarte greu și e tot mai bine că mai avem și noi clienți, că tot aceia ajung să și cumpere. A, acum puteți să scrieți, domnul Zoltan, v-am făcut și moderator. Nu înțelegeam de ce nu puteți să scrieți. Tot timpul avem lipsă de spațiu. Da, e adevărat. Asta este marea mea problemă. Cea mai mare problemă a mea. Emilio, dacă aș dori să vă întreb dacă aveți cunoștințe despre produsul biohumusul care se găsește la diferite magazine de pricolaj. În descriere spune că este cu micorize. Nu am cunoștințe, nu am folosit biohumusul. Ați văzut că am luat și eu contact cu biohumusul când am fost la Indagra. Am cerut domnului care era la stand la biohumusul mai multe detalii. Și nu știu, puteți să găsiți videoclipul pe canal Indagra 2022 și o să vedeți, dar nu știu exact, este cam mare, nu știu exact la ce minut este discuția mea cu inginerul de la Biohumusol, care era la standul Biohumusol de la Indagra. Și cred că să găsiți ceva informații acolo. Am înțeles că e destul de folosit, dar eu nu am experiență cu acest produs. Deci ce este important este faptul că răsadurile astea o să le monitorizăm împreună. O să revin cel puțin o dată pe săptămână aici să vedem exact ce se întâmplă. Deja am ajuns în cameră, dar o să le mai las pe aici până mai am nici micorize, trebuie să aduc apă. Ion Alexandru Ceva, cu ce stropim pentru musculița neagră de turmă? Din câte am înțeles eu, decisul funcționează destul de bine, nici nu știu dacă se mai găsește, pentru că lucrează și prin miros, și prin, adică și sistemic și prin miros, alungă. Dar nu știu dacă o să rezolvați din prima. Și musculița neagră se regăsește acolo unde au fost tot timpul plante, da? Cultură după cultură, au avut unde să se înmulțească și să supraviețuiască. Temperatură mare i-a convenit maxim. Exact cum e și la mine și probabil la mulți dintre dumneavoastră. Am observat prin colțurile solarului, unde e umiditatea mai mare, chiar lângă cijmea, acum, pe seară, era un roi de musculițe negre și o să întreb de un insecticid cu care să dau așa pe folie, prin colțuri, unde s-a strâns apă în folia de dublură, acolo la cijmea, unde e mereu umed, să fac într-un fâs de la, să dau pe acolo, să vedem dacă are vreun efect. Dar trebuie să întreb, o să cer o părere la Semințe Plante să îmi recomande ceva mai puternic, pentru că nu o să dau pe plante, o să dau, v-am zis, pe folie, prin colțuri,
Și dacă primesc un răspuns, o să vă arăt în următorul videoclip ce insecticid mi-a recomandat. Să știți că este un obicei foarte bun să întrebăm specialiștii tot timpul când vrem să luăm o decizie. Dar să ne asigurăm, sau eu știu, să fim siguri că sunt specialiști, pentru că de mine nu-mi convine așa, îmi trebuia o masă mai mare. Nu pot să iau mai mult în mână pentru că spar cuburile și nu vreau. De asta iau câte unul. Nu mă gândeam că termin în seara asta. Nici nu mă apropii. Dar mâine seara trebuie să termin obligatoriu pentru că altfel ar trebui să ud. Să ud răsadurile. Domnul Zoltan. Roșiile moldoveanu e funul produs uimitor de bine și în județul Covan. Am fost vizitat de la hectar și de către domnul inginer Zoli de Sol, de trimit poze. Anul ăsta pun 1000 de fire. Foarte bine, domnul Zoltan. Știu și eu că sunt foarte productive. Am avut și eu într-un solar aici, în zona mea. Și le-am gustat, mie mi-au plăcut ca și gust. Eu v-am mai spus, gustul roșii o dă și modul de creștere, modul de fertilizare, deci cum este în vegeta acea plantă. Și proprietarul solarului a fost foarte mulțumit de roșiile moldoveanu. Sunt mai micuțe, adică nu sunt roșii cărnoase mari, sunt micuțe, nu știu, până într-o 100 de grame, cred. Dar este un hibrid care promite mult. Uite, Olegrama ne recomandă să facem 5 stropiri la fiecare 5-7 zile pentru fiecare generație. Da, trebuie să stropim repetat ca să luăm toate generațiile. Calitatea stropiturii nu are, adică putem să folosim aproape orice insecticid, asta vrea să ne spună domnul Olegrama. Eu, Ioan, alungirea se poate produce și când plantele sunt mai mari, 3-4 frunze adevărate, bineînțeles, mai ales la roșii. Se poate întâmpla și la 10 frunze. Elena Deaconu, bună seara, doamna Elena. Ionuț Bălan, am plantat în răsadniță încălzită electrică la începutul lui ianuarie. Când se zice că am pus semințe, se zice m-am semănat, deci nu plantat. Plantat înseamnă când punem în sol sau în substrat, așa. Deci a semănat în răsadniță încălzită electrică la începutul lui ianuarie, roșii ardei, grad roșu, capia. Roșii au început să le repic, ardei au rămas la stadiul de cotiledoane. Nu e normal cum să rămână la stadiul cotilător. Trebuie să facă frunze adevărate. Ce ardei, ce semințe asemănat. Nații la general 22, când au ieșit, le-am dat mai puține grade. Nu ar fi crescut din cauza căldurii. Păi, da, dacă ați luat roșiile de acolo, putea să mai țineți ardeiul în 22 de grade. Am spus tot timpul, după ce răsare, încep să răsare, lăsăm să se completeze germinația. Deci de când începe să răsară o alveolă, probabil că durează 3-4 zile până poate să iasă din nou toate semințele. Din nou. Să iasă toate semințele, pentru că nu ies toate odată. De exemplu, eu am acum o serie de 30 de alveole, 104 semințe, 12.000 de semințe, semănată de oameni, deci eu n-am participat la semănătura aia, am fost prezent, dar n-am pus nicio sămânță și am o germinație în primul rând proastă, adică slabă, și în al doilea rând foarte dezordonată. Au ieșit cât un fir colo, un fir colo. Deci nici nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat, că toate roșiile sunt din același lot. Sunt, nu știu. Nu știu dacă o să înțeleg vreodată ce s-a întâmplat. Emilio Dacia, am observat din propria experiență că ardeiul se comportă cel mai bine la lumina artificială. Nu asta ce zic, biohumusul nu este produs de biohumusul. Biohumusul, am văzut video și am sunat la ei. Deci, biohumusul produce doar peleții aceia, mi se pare, și parcă și insecticidul ăla, aveau și un insecticid. Stopirile le fac cu atomizorul. La cel mai fin filtru aproape ceață, știu că această musculiță este atrasă de umiditate ridicată, iar eu am umiditate 65-70%. Bun, păi umiditatea e mică pentru musculița aia. Am impresia că și turba asta este contaminată, că prea...
se comportă cumva ca musculița de boască, de fermentație, de bere. Venea din pădure, am cumpărat câteva plicuri de la Holmbach de tomate sacher, frumos, știți ceva de ele? Sacher. 3 de 50 sămânța. Păi am avut eu anul trecut sachere funul. Și a găsit sachere funul la Holmbach? M-aș mira. Am avut eu sachere funul, este o roșie neagră, pot să vă zic că face fructul micuț între o roșie cherry și o roșie medie. Destul de multe fructe am văzut anul trecut. Cred că apare prin videoclipul la un moment dat. De gust... Asta mi-a fost și mie recomandată. Este o roșie neagră, da? Cu toate știm că roșiile negre sunt foarte gustoase. De ce sunt foarte gustoase? Pentru că sunt cele mai apropiate de origini. Pentru că roșiile la origine au fost negre și cherry. Deci roșiile mici și negre. După aia s-au polenizat ele și s-au transformat în roșii roșii și au început să-și modifice și forma. De sachere e bun, e fum, este un hibrid foarte, foarte, foarte gustos. Dar la 3,50 sămânța, eu am luat de la semințe plante cu, să nu zic vă prostie, dar sigur între 1 leu și 1,50 leu boaba. Dar a fost plic de, nu știu, 200 de semințe, nu mai știu exact. Eu încerc să experimentez în fiecare an hibrizi de ăștia scumpi, dar mă limitez și eu la 1-2 pentru că sunt foarte scumpi și în momentul în care un hibrid vine cineva și îmi zice băi, am luat anul trecut Gourmandia sau între timp, de fapt ei să aflu în timpul verii de rezultate și găsesc un singur client extrem de mulțumit. Anul următor semăn cel puțin dublu. La sacher eu nu am mai semănat pentru că am o reticență aici în zona mea față de roșiile negre. Da? Am mai avut și niște roșii negre bulgărești anul trecut lăsat și tot așa m-am rugat de ei să ia roșii negre. Și eu sunt convins că anul ăsta o să vină și cei care au luat câte două fire, trei fire. Cred că le-am dat eu mai mult cadouri, plusuri acolo la răsat. Eu sunt convins că o să zic că vreau roșii negre. Nu mai sunt roșii negre pentru că nu m-ați susținut să le... Da, am și o alveolă care răsare neuniformă pusă de nora mea. Cred că le-a pus cam adânc. Adânc și neuniform. Deci e clar că sunt la adâncimi diferite. S-o concedea să nu mai puneți semene. O puneți la repica, că aici n-are ce să greșească. I-a arătat cum să facă și o puneți la repicat și dumneavoastră stați și o supravegheați. Să nu mai lăsați să seamene oamenii care nu seamănă bine. Eu am mai pățit-o și în anii trecuți. Când semăn eu, ce semăn eu cu mânuța mea, iese 100% și perfect uniform. Nu vreau să mă laud, dar chiar mă laud. Produsele biofumusor se cumpără de pe site, cel mai sigur așa, pe rafturi sunt alte produse, cu... uite, doamna Iani ne spune că putem să luăm țeapă dacă cumpărăm din alte surse produsele biofumusor. Să știți că au apărut fake-uri și pe la produsele astea de legumicultură, pentru că unele dintre ele sunt foarte vândute și apar chinezii, din chinezii. Și de multe ori chinezii poate să fie și după la noi, după în țară. Și bă, hai bă, lasă vinde bine, hai să facem și noi ceva. Au ei acolo logistică să bage unde trebuie ca să se vândă și fac bani. Până sunt descoperiți. Bună seara, domnul Emil, ce știi despre roșiile Gourmandia? Roșiile Gourmandia mi-au fost recomandate de către specialiștii de la semințe plante cu ro. Eu am cerut o roșie deosebită cu gust. Pentru un client anume, să știți. Deci nu am generalizat, nu...
Și când zici gust, toată lumea se duce cu gândul la roșia de inimă de bou, adică roșie mare, cărnoasă, poate și puțin creață la codiță. Deci am cerut o roșie cu gust. Și a zis, cea mai gustoasă roșie pe care o gustase și era sigur, au clienți care revin tot timpul la acest hibrid, este Gourmandie. Și am zis, dăm Gourmandie. Deci este o roșie tip inimă de bou, adică cu formă de inimă de bou, recomandată ca fiind extrem de gustoasă și, bineînțeles, fiind hibrid și productivă. Dar eu v-am mai spus, nu prea vreau inimă de bou să-mi facă 3 roșii. Eu vreau 30 de roșii. 4, 50 de roșii vreau pe fir. Nu 3 roșii sau lacrima fecioare care face 2 roșii. Chiar dacă le face de 1 kg. Dar face 2 kg de roșii, nu? Eu nu vreau 2. Chiar, doamna Iani, astăzi mi-am dat seama că am și eu roșii de Albania. Am o urmăritoare și clientă în același timp care mi-a adus semințe să-i fac grăsat din semințele dense. Și mi-a adus printre câteva soiuri și este și Albania. E complicat cu grăsatul ăsta la comandă, pentru că vine cu 4-5 tipuri de semințe și vreau de aici 50, de aici 50. Eu pun problema dacă nu germinează. Deci asta e, dacă nu germinează, mi-asum. Bine, au germinat, sunt. Dar mai rămân câteva fire pe care trebuie să le etichetezi și tot așa. Și trebuie să ai foarte mare grijă să nu încurci grăsadurile cu ale mele sau cu grupele mari. Și în același timp să le ții etichetate și pentru client să-i spui, uite, astea sunt Albania, astea sunt cu tare, nu mai spun numele, că după aia o să audă lumea pe aici și vă să zic că vreau și eu 2 fire, vreau și eu 3 fire și nu. Deci am cumpărat pentru că au un nivel foarte ridicat de licopense medicinale, vreau să mă tratez cu acele tomate. Se poate, să știți, sunt prea bune la gust. Fota marinela, cu prorut putem să dăm după ce avem frunze adevărate, deci când avem frunze adevărate bine formate și putem să repetăm la 7 zile până la nivel de răsat matur. Și bineînțeles și după plantare putem să folosim. Avem și problema asta, bine, cumpăr prorut, dar eu fac 200 de fire și asta are un litru. Nici nu știu, parcă 60-70 de lei litru. Nu prea mă uit pe facturi. Un defect de-al meu și în același timp o calitate, pentru că nu mă ia capul de fiecare dată. Și aveți acolo și mai dați și în cultură. Și în mijlocul verii facem acolo o soluție îngăleată și dăm cu cana la fiecare roșie. Dăm măcar o dată, o masă pe săptămână. Domnul Oren ne spune că a luat informația de agronom după ce a găsit informația deci, și în altă parte. Cornel Jalco, biohumusol am încercat în combinație cu etamin și bioprotect. Asta este pachetul lor, etamin și bioprotect, toate de la același producător. Am fost foarte mulțumit cu acea fertilizare constantă la 2 săptămâni. Mi se pare că așa recomandă ei. Dar nu, cred că recomandă la 7 zile, că așa recomandă toți ca să consumăm. Fotamaina, și dacă nu le-a dat frunze adevărate la cotile doane, nu se dă, nu e bine să dă la cotile doane, ca și cum am dat pastramă de oaie la nou născut. Eu încerc să fac această comparație pentru că cu siguranță o să înțelegeți mai bine. Mai așteptăm o săptămână să apară frunzele adevărate. Turba este destul de aditivată ca să susțină planta în momentul ăla de formare de frunze adevărate, după care începem și fertilizările. Nu trebuie să vă grăbiți. Eu știu că tendința este să vă grăbiți, că și la mine a fost tendința asta mulți ani, pentru că aveam puține plante și toată atenția mea se împărțea pe puține plante. Și acum am foarte multe plante și toată atenția mea s-a dus numai la niciuna.
încerc să fac față, dar să știți că mă ajută faptul că am foarte multe plante să nu mai fac exces de udare, de fertilizare, de tratare, de stropire, de... pentru că nu am timp și zic, las că merge și așa, mai merge și așa. Înțelegeți? E un avantaj și aglomerația asta pe care o am eu. Chiar aseară am fost în magazie jos aici unde am suculentele și e totul uscat, bognă, 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 totul e uscat, umiditate zero. Nu mai deranjează la suculente, pentru că majoritatea, de fapt toate sunt în regulă, mai puțin ce am repicat acolo în magazie. A fost repicate pe wood, nu au avut lumină deloc și acolo mi-au murit foarte multe plante, un risc pe care mi l-am asumat încă de la început. Și mai am frunze, deci grupa aia nu mai mă interesează, adică nu mai mă interesează, nu mai mă deranjează pierderile de acolo. Asta e, când o să le scot, o să le ud atunci și a scăpat, a scăpat. Dar am foarte multe frunze puse la înrădăcinat și e păcat să le pierd și pe alea. Adică ar trebui să ud tăvitele alea cu frunze, mai sunt câteva plante cu frunză verde care la fel au nevoie de apă. Deci eu când cobor de aici ar trebui să merg puțin acolo să ud măcar ce e mai important, adică frunzele alea care au început să apară rădăcini pe acolo și să nu moară, să nu se usuce. Să vedeți cum e când faci cu rosadul câte 3-4 pe un soi, vreo 100 de soiuri. Da, mă gândesc că o alveolă de 70 de celule cu vreo 80 de etichete, nu? Da, nu, nebunești. Da, dar să știți că eu am mai discutat, cred că și pe live am discutat problema asta cu colecționarii și cu producătorii ăștia de semințe care îi găsim pe Facebook și zic ei nu știu ce soi, nu știu ce soi și acolo credeți că nu se încurcă? Între atâtea soiuri, 200-300 de soiuri, credeți dumneavoastră că nu se încurcă? Eu sunt convins că la un moment dat se încurcă și vă dați seama că trebuie să țină etichetarea până jumătate firul din pământ. Da, mi se pare o muncă extraordinar de grea. Neme, ridicați săvița cu lăsat sau țineți în mână mai aproape de alveola în care repicați. Mi-e milă de coloana dumneavoastră. Da, sunt antrenat în perioada asta foarte tare și oricum am ceva probleme cu spatele. Încerc să fiu atent și la telefon și din cauza asta nu pot să țin cu mâna asta tăvița asta. Tăvița asta e destul de mare. Eu nu o să mai stăm mult pe live și după aia mă desfășor puțin o jumătate de oră, dar de fapt asta e duminică, o să mă opresc și mâine seară termin. Le pun la punct aici, fac ordine, curățenie și revenim săptămâna viitoare. Bineînțeles că v-am spus o să las lămpile la 50%, poate chiar mai jos, vreo două zile, acum după repicare. După care o să le ridic din nou la 75 câteva zile, după care la 100%, sunt 12 ore de lumină pe zi și udarea aici o să fie mult mai desă ca în solar, dar o să revin cu informații și cu udarea, o să încerc cu vermorelul să vedem cum funcționează. Pentru că imersie sau să mut fiecare alveolă în cădiță niciodată, nu o să mai fac. Alucariții Cornel. Bună seara, domnul Dan, de unde ați luat mesele inundabile? De pe OLX am găsit o ofertă pe care n-am avut cum să o ratez. M-am mișcat bine, am găsit bani. Am găsit bani, asta e cel mai important lucru, am găsit bani și am cumpărat. Adică în două, trei ore după ce am găsit anunțul, erau acasă. Înțelegeți? Le-am luat foarte ieftine. Mi-a zis cineva că oasă de aer costa 400 de euro, cu toate că nu cred. Am zis și eu că le-am găsit și eu pe un site în Italia, nu știu, era un producător în Italia, dar nu sunt sigur dacă e aceeași masă.
Fota marină, am dat prima dată cu Folpan. Este bine? Este bine. Folpanul nu ne deranjează chiar dacă sunt cotiledoane, chiar dacă au frunze adevărate, chiar dacă n-au răsărit. Dar acum ar trebui să începem să faceți fertilizări ca să faceți un răsat viguros și sănătos. Cristian Blidea. Am fost fătuită să folosesc 77 pentru întârzierea alungirii și observ că întârzie dezvoltarea răsadurilor. Păi dacă rația, sunt repicate răsadurile. Folosim 77, dar după ce repicăm, le-am repăcat, le lăsăm o săptămână să se îndrepte și după începem cu, putem să începem tratamentele cuplice. Nu înainte de repicare în alveola ăla de, eu știu, de 200, de 104. Am semănat ardeii acum o săptămână după cât mi-a trebuit să semăn roșiile ca să fie răsadurile la fel. După 20 de zile, după ce răsar ardeii bine de tot, semăna și roșiile. Aproximativ ăla să fie 22 și să fie constant. Am văzut că dumneavoastră sunt foarte groase și foarte mici, ca să putem, ce putem face să nu se mai alungească, să rămânem mici și groase. Scădeți temperatura, după ce răsar, scădeți temperatura, nu știu, începeți cu 13-14 grade, primele două zile după ce au răsărit, după care putem să ne ducem până la 7-8 grade. Roșiile mele sunt groase, am avut și eu în solar, am repicat zilele astea, chiar lacrimile fecioare, am avut două alveole, cu toate că erau semănate toate în același timp, în aceeași zi, în același substrat, au fost simute în aceeași temperatură, germinația a fost făcută la fel și două din patru s-au alungit. Au fost să deschide la culoare și să duce un pic mai sus așa. Dar le-am repicat așa cu bătaie la rădăcină, ați văzut cum fac eu, și o să fie în regulă. Deci, una lângă alta în solar, tot și două dintre ele s-au alungit. Și vă spun și de ce. Pentru că a fost foarte aproape de peretele de sus al patului, unde este o folie. Săptămâna trecută au fost zile însorite și bate soarele oblic așa la mine pe solar, pentru că aproape jumătate din el este umbrit de celălalt. Și batem folia aia de la pat, deci bate perpendicular pe folia aia. Și folia aia se încălzește și radiază. Și a radiat căldura în prima și a doua viola, a ajuns și în a doua, dar prima era mai mare și următoarea un pic mai mic. Și căldura imediat a forțat și s-a dus mai sus. Laurențiu, cât v-a costat o lampă? Am două lămpi cumpărate acum 2 ani. Am dat 250 de euro pe bucată sau 230 de euro atunci. Și anul ăsta am căpătat și eu o lampă gratis de la Mars Hydro, ca să fac câteva videoclipuri aici pe YouTube. Asta e unul dintre ele, dar trebuie să pun în titlu, deci am câteva chestii stipulate în contract, trebuie să pun în titlu videoclipului Lumina Artificială Mars Hydro, să las niște link-uri de alea diez, nu știu cum. Și în titlul ăsta nu am pus pentru că nu mi-am căput în titlu. N-avem, la titlu, la live-uri, nu putem să punem decât 60 de caractere. Să scriem titlul din 60 de caractere. Deci una o am gratis, ca la aerotermie. Una am cumpărat, una am luat-o gratis. Dar astea sunt avantajele mele. Nu știu cum să vă spun, mie îmi place să fiu extrem de sincer. După 2 ani, 3 ani, aproape 3 ani de zile de YouTube, au început să apară și beneficii. Și eu mă bucur foarte tare că beneficiile vin de la mastodonți de ăștia, de la companiile astea extraordinar de mari. Vă dați seama, Mars Hydro din America vinde în toată lumea. Rurisu este un dita mai compania care produce foarte, foarte multe tipuri de utilaje. Și probabil că o să mai iau utilaje de la ei, exact ce îmi trebuie mie și pe care, lucruri pe care să le folosesc. Și în felul ăsta o să aveți feedback și de anduranță, că e foarte importantă și anduranța. Dai 20 de milioane pe ceva, dar nu să-l folosești un an sau eu știu, un sezon.
Să-l folosești 5 sezoane. E ingenios, dar e și stresant în același timp. Mai ales acum în perioada asta, pentru că eu să mă întind cu răsaduri și în sat, în două locații, acasă, peste tot sunt plante, unele trebuie să întreținute într-un fel, altele în alt fel, trebuie mutate tot timpul de colo-colo. Și o să-mi fie extrem de greu în perioada următoare, extrem de greu. Vă dați seama, după ce termin totul, aici este locul de relaxare, da? S-a întunecat afară, nu mai poți să faci nimic pe afară. Bine, poți să mai faci la lumina becului, vă spun eu sigur că se poate face foarte multă treabă în solare, pentru solare la lumina becului. Eu fac tot timpul. Și urc aici, luminile trebuie să se stingă la 10. A, da, la 10 se stingă. Înseamnă că am mărit timpul de la 8 la... Am greșit eu. Deci are 14 ore de lumină, nu 12 ore de lumină. Deci nu mi-am dat seama că nu s-a oprit la 8. Deci am 14 ore de lumină acum. Și vă spuneam că seara vin aici și o să monitorizez, să ud, să probabil să mai și stropesc, dar bine, stropirea trebuie să o prind în timpul zilei ca să mai aibă câteva ore de lumină după ce stropesc. Pentru epica mi-a luat totul ore de 24 de, nu sunt prea mari, mulțumesc. Dacă faceți asta de vânzare, sunt prea mari. Dacă faceți pentru dumneavoastră, sunt minunate, pentru că vă permite o plajă mai mare de timp până la plantare. Dumneavoastră sunteți într-o zonă de munte unde puteți să mai așteptați încă o săptămână să mai crească temperaturile și în albura de 24 de ore are loc să se dezvolte, da? Eu sunt de acord cu răsadul de roșii care are primul rod format, da? Primul rod format, să nu fie florile deschise, ar fi o problemă acolo. Dar în vedere că avem, având în vedere că avem cubul foarte mare, cubul mare la rădăcină, dacă este tot primul etaj format, primul rod format, nu o să avorteze absolut nimic. Înțelegeți? Dar dacă puneți o răsadă de vânzare în albă de 24, o să vă ocupați spațiu foarte repede și nu o să faceți profit. Fotomania, după ce iese frunzele adevărate, cu ce mă sfătuiți să dau? Da, fata, eu vă arăt ce produse folosesc eu și ce fac eu. Eu pot să vă recomand, pentru că eu rezultate am foarte bune. Pot să spun că sunt foarte bune. E primul an când merg pe micorize de la cap la coadă. Și v-am mai spus, pe mine m-a motivat foarte mult domnul Alin, de la Ferma de Legume Cristorel. Canalul de YouTube, Ferma de Legume Cristorel. Pentru că dânsul folosește micoriză, v-am mai spus eu. Și după răsările și fertilizarea până la repicare și la repicare și după repicare. El folosește ulei de nim și micorize. După aia în câmp la culturile și în solare la culturile pe care le face, mai bine și cu îngrășăminte chimice, pentru că e un producător și trebuie să-și asigure investiția, să-și poată investiția, să producă, să facă bani. Dar probabil că ține timpii de pauză, nu mărește dozele și este minunat dacă face lucrurile astea. Și cel mai important lucru este că recunoști. Deci el spune totul, tot a arătat și cu ce fertilizează. Eu de-aia îl apreciez foarte tare, este în primul rând sincer. Și eu sunt convins că face un efort destul de mare ca să posteze pe YouTube, să nu credeți că este ușor. Acum în live e ușor, că pui telefonul, ai un trepied acolo, eu am și sunet bun. Am reușit și eu după 2 ani să-mi cumpăr niște lavaliere profesionale. Și dai drumul la live. Citește aici întrebarea sau este un dialog. Dar videoclipurile sunt mai greu de făcut. Mult mai greu. Cine face știe. Și cine nu face să se abțină de la comentarii, pentru că se întâmplă destul de des, mai ales la noi ăștia care facem videoclipul prin grădină. Suntem
tot timpul în frig, în umezeală, în ploaie, în zăpadă. În... Mai tragem de nas, ne curge nasul și mai tragem de nas necontrolat. Suntem murdari, suntem îmbrăcați la fel. Sunt niște lucruri astea care ar trebui să... Ar trebui să le treceți cu vederea și să le înțelegeți. Însă n-ar trebui să puneți accent pe ele. De asta vă spun că nu este așa ușor. Noi avem activități manuale, cum fac eu acum, nu suntem... Dacă am pus pe masă, am luat cu vorba, i-am pus pe masă. Doresc eu să accesez un cor masiv de o semerită, după ce le se iasă frunzele adevărate, mai trebuie încă o lampă pentru a avea lumină. Păi da, dar cortul ăla este destul de mic. Depinde câte răsaduri. Asigurați-vă că vă încap în cortul ăla răsadurile pe care vreți să le creșteți. M-am uitat și eu așa, întreagă că n-am dat foarte mare importanță, dar sunt destul de mici. Probabil că sunt și mai mari și sunt mari, dar sunt foarte scumpe și bineînțeles și lumina trebuie, pentru că corturile alea sunt făcute exact pe luminile pe care pe dimensiunile pe care le recomandă ei pentru aceste lumini artificiale. Domnul Sorin Miron, vă salut și eu, domnul Sorin. Spune-te că voi uda cu un vermoroi și nu primi mersi. De ce? Pentru că o să fie 40, 50, 60 de alveole de răsad. Nu știu exact cât o să-mi intre. Eu o să umplu acest pod numai cu răsaduri. După ce dau calanciuia jos, o să aduc și castraveți și vinete și așa. Și o să ud cu vermorelul. Probabil fără pălărie, fără giuză. Sau cu giuza cea mai mare. Pentru că ar fi foarte greu să iau să imersez din nou fiecare. Vă dați seama, 40 de alveole. Să stau cu 2-3 cădițe pe aici mi-ar lua și foarte mult timp. Urcă, coboară, urcă, coboară, eu nu sunt acasă, vin seara, plec dimineața, deci greu. Așa vin seara, o să aud, dacă apar probleme, eu știu, pe margine, o alveolă care, cădița rămâne aici, care se usucă prea tare, o să-i fac imersie. Eu, Ioan, la cald se face, la ce cald se face ziua în solar, doar să ai lumină e soluția. Da, asta e adevărat. Odată cu creșterea temperaturii, trebuie să creștem și cantitatea și calitatea luminii. Nu am unde să pun astea pe aici. Opa! Îndesui puțin așa până termin cu live-ul, pentru că e camera exact unde trebuie să așez eu. Pentru a evita alungirea, da. Pentru a adenua la toată, câte celule să aibă. Spuneți-mi pentru cine faceți răsadul. Faceți pentru dumneavoastră exclusiv sau și pentru vânzare? Vă recomand 45 pentru răsadul dumneavoastră și pentru vânzare 70. Dacă găsiți pastea cu celula înaltă, este minunat. Dacă nu-l găsiți pe ăsta, luați alveolele de 70 normale, se dezvoltă și în ăla, dar mai e o diferență între ele. Dar răsadul dumneavoastră puteți să-l puneți în 45 pe tot din această cauză, să vă faceți o plajă până la plantare, fiind cubul mai mare, vă permite o plantare mai târzie. Exact ce m-am spus, 70 pentru vânzare, 45 pentru dumneavoastră. Vedeți că răsucesc ăsta, nu trag așa, poate să se agațe turba și o scoatem. Răsucesc și se dezlipește de turbă. Un lucru pe care îl arăt la toți oamenii care apar noi pe la mine pe bătătură, că mai sunt și noi, se mai schimbă în fiecare an. Pentru că și la serviciu sunt unii care pleacă, alții care vin și îi instruim și pe ei. Doamna Elena să se uite în oră aici cum fac să învețe și să-i dați drumul la repicat. Și vreau să vă uitați la seriale. Păi la ăsta nu i-am tăiat.
Alea cu vârful tăiate le folosesc la alveola de... Alea sunt și mai groase, sunt alea metalice, toghiile alea metalice care sunt foarte lungi, așa și ascuțite. Și am tăiat vârful pentru, pentru celula de 200. Deci când o să repic vinetele și ce am semănat la 200, îl folosesc pe ăla gros. Mihai Mădălin Stoian, ardeiul pentru exterior când trebuie semănat. Păi, în funcție de ce dată plantați dumneavoastră, în zona în care vă aflați, vă întoarceți 80 de zile înapoi. Eu recomand 80 de zile. Sunt, vorbeam și mai devreme, sunt alții care spun 50 de zile. Eu nu sunt de acord cu 50 de zile. Asta este ardei pentru exterior. A mine plantarea începe în jurul datei de 20 aprilie. Am semănat în începutul lui ianuarie. Și avem așa, ianuarie, februarie, martie. Deci are 90 de zile. Poate 100. Dar până nu încerci, nu să ai experiență. Așa am semănat și eu în primii ani. În februarie, martie și ardeii mei erau mici. Ei nu se dezvoltă foarte bine la temperaturi mici. Nu le place stresul ăsta termic. Le place căldura, le place... Am terminat o alveolă de ardei. Uitați, 20 mai. Vă întoarceți 80 de zile. Deci avem aprilie, martie, acum, 20 februarie, perfect. Deci puteți să vă apucați de semănat. Înseamnă că sunteți pe drumul... Bună seara, domnul Cristian Ion. Sunteți pe drumul cel bun. Să trăiți, domnul Titel. Cred că acum ați intrat în casă, este? Sau nu mai e problema acum că e cald? Sobele merg așa la relanti, dacă mai merg. Mai trebuie gras. Ăsta e gras. Ăsta ar fi din solar. Ăla a fost de aici din pod și ăsta e din solar. Mai fac tot pe masă aici ca să nu mai mă plec. Vedeți că am descoperit fără să vreau, că pot și aici. Asta din solar este un pic mai mic. Nu e așa înalt ca ăla. E diferența de un centimetru. Probabil dumneavoastră nici nu observați. Dar e uscat alveola asta. Să știți că și oamenii cu care lucrez de preferă, unii zice, băi, mai este mai bine când e alveola udă, unii zice că este mai bine când e alveola uscată. Încerc aici în poda, am greșit și cu podarea puțin, că am urcat eu chiar în fiecare zi și... Astăzi, la ardei iute pe care l-am repicat, l-au repicat fetele, mi-au zis că au găsit foarte... Mie îmi place mai uscată. Deci, nouă dată de 3-4 zile, mie așa îmi place. Dar dacă este prea uscată și vedeți că totuși nu se dezlipește în momentul în care strângem puțin cubul, partea de jos, o udați puțin și o mai lăsați 10 minute, un sfert de oră. Adică faceți tot posibilul ca să scoateți cuburile cât mai întregi. E păcat să le spargeți cuburile din cauza că nu e substratul destul de umed. Oricum, dumneavoastră aveți căldură, sunteți pe pat de gunoi de graj, sunteți împărăteați. N-aveți... Domnul Marian Gheorghiu, eu tot timpul la
repicare, ud prima dată de sus. Nu am renunțat, dar o să fie imposibil să fac imersie pentru că o să fie foarte multe arbori aici. De ce vreau să ud de sus la prima udare după repicare? Să mișc un pic toată turba, să se așeze, pentru că gaura, ați văzut, o fac până în fundul alveolei. Și odată cu udarea se mișcă alveola și se umple tot spațiul liber de jos și face pace turba de semănat, cubul mic cu cubul mare. Adică se lipește mai bine acolo. Și de asta e prima udare, tot timpul o fac de sus. Eu acum am o cădiță aici, nu pot să vă arăt că nu pot să mai bag în cadru, și pun alveola în cădiță și ud cu stropitoarea. Cădița o folosesc ca să nu dau pe delături. Uite, asta n-am luat un calcul, mizeria asta care se face acum. Și mie nu-mi place mizeria. Trebuie să mătur aici, să-mi aduc și mătură și foraj. Și acum întorc alveola așa. Și o termin și pe asta. V-am spus că nici eu nu o să mai pun perlit, mai am o parte din amestecul făcut ieri, pentru că o parte l-am băgat deja în alveole și l-am folosit. Și nu o să mai fac amestec, o să umplu alveolele la masă, pun sacul pe masă, stau în picioare acolo și o zăbesc cu mâna. O pun în alveoli. De ce să nu meargă Aragon? Vedeți că a zis că am fost la domnul Mitel, în județul Ialomița, cultivator de vinete, pune, nu știu, 40.000 de fire de vinete. Spune, a semănat 100.000 de fire de țelină, 100.000 de semințe și a zis că ajunge în câmp cam cu 80.000 de fire de țelină. Varză 20.000 de varză acum de vară. Și pentru toamnă pune vinete, 2 hectare, 40.000 de fire parcă. Și a spus în felul următor că el schimbă terenul în fiecare an. Deci nu pune niciodată pe același teren. A zis că poți să pui vinete pe același teren după 20 de ani sau 25 de ani. A zis că nu se mai fac, nu merg bine dacă nu este pământul virgin de vânătă. Să nu aibă vânătă de 20 de ani, 20 de ani să nu fi fost vânătă pe el. Deci asta am înțeles eu de la domnul Mitel. Și i-am spus eu că este un lucru pe care o să-l verific, adică o să mai vorbesc și cu alți producători să văd dacă chiar așa este. Adică chiar sunt curios de treaba asta, cum să aștept eu 20 de ani, au, zicea cineva mai devreme de spate, m-am cocoșat definitiv. Și din cauza asta eu trebuie să fac activități care implică și mișcare. Doamna Maria Dumitrescu, ați venit foarte târziu cu afirmația asta. Da, e un lucru pe care mi l-asum. Am început să repic doar ca să fac acest live, cu toate că am repicat câteva sute de fire, dar e târziu, a ieșit părintele din biserică, unii se odihnesc, alții mai muncesc, ce să facem? Perioada asta este foarte aglomerată. Și eu sunt ortodox și eu vreau să păstrez sărbătorile religioase și duminicile, să nu muncesc, dar nu reușesc de fiecare dată, să știți. Eu sunt convins că Dumnezeu înțelege. Acum dacă am ardeiște aici, nu trebuie să-i scot, uite, o să mă opresc, îi pun pe aia și mă opresc. Sper
Sper că n-auzi scandalul din casă. Să ceartă soția cu ăla mic. Gata, l-a făcut să plângă. S-aude de discuția din casă? Chiar sunt curios. Daniela Chitan, cât pe litru folosiți la 100 de litri de turbă? 10%. Deci vă trebuie 10 litri de per litru. Și la voi în Germania tot așa se zice de duminică? Vedeți, când am un fir care s-a spart cubul și rădăcina este bună, iau o turbă de pe masă și completez acolo, să nu fie cubul mare mai gol ca celelalte. A, deci se aude din casă? Da, nu știu. Nu e bine dacă se aude din casă. Chiar o să mă uit. Chiar o să verific să văd dacă se aude. Sunt răduc cu oameni care țin. Doamna Nela, ce înseamnă vinete de toamnă? Când se seamănă, vă rog, am crezut că vinetele se plantează primăvară și țin până toamnă, cel puțin așa cultiv. Da, nu, este vorba de o cultură intensivă, o cultură făcută de producătorii de vinete care vând vinetele alea care le găsim noi toamnă. Vă dați seama, 40.000 de fire de vinete înseamnă mult, foarte mult. Este o informație pe care eu am cerut-o domnului Mitel și a fost destul de ambiguă. Era soția afară, l-am întrebat când seamănă și a zis de un sfânt pe care n-am reținut, a zis el 20 iunie și zice, ba nu, și soția îi spunea de afară, dar n-am înțeles ce a spus, pe ce dată e sfântul ăla. Cert este că eu cred că pe la 1 mai le seamănă, cumva 20 iunie le plantează și începe să culeagă în august, ceva de genul. Când vorbim despre legile bisericești, nu vorbim de legalitate. Eu sunt de acord cu doamna care a spus că este duminică. Așa ar trebui să funcționăm toți, pentru că trebuie să ne mai și odihnim. Nu neapărat că suntem ortodoxi și că a zis, cine a zis să fie duminica, să nu facem treabă. Dar trebuie să ne odihnim noi ca oameni, da? Biserica, dacă nu exista, trebuia inventată. Toate regulile de acolo, dacă le aplicăm în viață, o să avem o viață frumoasă, liniștită. Da, tot relativ uscate, doamna Elena Diaconu. Și azi și ale mele sunt uscate, cât să stea și ele în picioare. Dar acolo nu prea mai contează, pentru că cubul ăla de 104 iese și îl spargem. Deci, este un lucru, răduc cu 888, este un lucru pe care îl văd la mai mulți români. Și îl aflu din ce în ce mai des. Oamenii români care pleacă la muncă în străinătate se duc acolo să muncească și nu mai fac altceva, se duc doar să muncească. Păcând în România,
nu prea să duc la serviciu să muncească, să duc la serviciu ca să aibă de unde să se întoarcă acasă. E bine că muncesc acolo și că reușesc până la urmă să facă ceva, dar nu prea sunt de acord cu ei. Giovanni Mihalcea, aveți dreptate, domnul Giovanni Mihalcea, eu în ultimii 7-8 ani de zile, toate zilele de sărbători, deci cele mai mari sărbători religioase, adică Crăciun și Paște, mi le petrec în solar. De Crăciun ud, am grijă, sau nu știu, deci nu fac intenționat. Se întâmplă în fiecare an să am activități care să nu implice semănat, repicat sau de-astea, adică să lucrez cu substrat, să lucrez cu apa, asigur viața plantelor, deci udare. Și în ziua de Paște vreau să vă spun că eu termin udarea, încep dimineața la 7, pentru că atunci este cald, anul ăsta, pe 16 aprilie, o să fie ceva mai rece, dar de obicei azi, după 20 aprilie până mai. Și în fiecare an, în ultimii 7-8 ani de zile, ziua de Paște trebuia să ud tot. Așa se nimerea. Nu planificam, nu... Că dacă udam sâmbăta, nu mai puteam să ud și duminica. Și eu trebuia să ud și udam tot. Și îmi lua 6-7 ore ca să ud tot. Asta înseamnă toate răsadurile și prin sat pe unde le-am și așa. Înțelegeți? Dar nu m-am gândit că încalc vreo regulă. Am asigurat viața plantelor. Sfântul Ilie, 20 iulie. Era vorba de Sfântul Ilie, 20 iulie. Păi și mi se pare cam târziu. Deci dacă le plantează în mai, să le... mai iunie, iulie. Înseamnă că le seamănă mai târziu. Le seamănă undeva vara și răsatul de vânete. Cred că nu durează mai mult de 4-5 de zile. Deci de la 20 iulie, dacă ne întoarcem 45-50 de zile, să zicem, înapoi, asta înseamnă sfârșitul mai, începutul iunie, nu? Dacă am semnat țelina și postulat cu un agro de 104, mai trebuie să repic? Repic, nu replic. Repic. Dacă a semnat câte o sămânță la țeline și la păstârnac, nu mai trebuie să repicați. Dacă a semnat mai multe semințe, trebuie să repicați câte un fir ca să puteți să plantați individual. E, cum să nu găsiți folie termică pe net, că cred că sunt zeci de tone în România. Nu știu, probabil că s-au terminat stocurile, dar... Căutați folie 50 de microni, nu scrieți folie termică. Probabil că nu recunoaște Google-ul termenul. Folie 50 de microni. După ajungerea răsadurilor la 12-15 cm, mai acoperind seara paturile, sau dacă sunt peste 5-6 grade noapte, mai ca din tuvenul. Păi nu luăm în calcul mărimea răsadului, luăm în calcul temperatura exterioară. Dacă avem dublură la 5 grade, nu mai învelim paturile, pentru că în interior acolo să avem 7-8 grade și este destul de bine. Vă mulțumesc, domnul Mihai Crăciun. A, s-a auzit. Probabil plătește cineva pe aici, ăștia pe la Bălăceanca, eu nu știu de unde cumpără toți petarde. Petarde, că sunt artificii, de alea de frumoase. Și de câte ori, câte o petrecere, dau cu artificii. Nici nu le-am luat în seamă, ați văzut, eu sunt extrem de obișnuit. Mihai Crăciun, vă salut. Bun, nu mai scot ardei. Las așa. Oricum trebuie să fac ordine pe aici, mai am unde udat, trebuie să aduc capă, să fac micoriză și o să mai ia ceva timp. Dacă mai aveți ceva întrebări, să mi le puneți acum. Dacă nu, o să închidem live-ul ca să mă ocup eu de ce mai am de făcut pe aici.
Uite, ne-a spus domnul Marcela Ardelean, răsadurile mele sunt într-o cameră, cum fac ventilare? Deschideți ușa ziua și puteți să puneți un ventilator mic de cameră acolo care să nu bată în răsaduri, să plimbe aerul pe acolo, îl puneți într-un colț. Domnul Constantin ne spune că la Marcoser găsim folie termică. Da, asta da, doamna Maria Dumitrescu. Trebuie să întreținem viața animalelor și a plantelor și cam atât, ne limităm și noi. Adică nu ne apucăm să semănăm sau să repicăm, cu toate că eu am repicat astăzi. Dar de obicei să știți că eu nu semăn. Semănarea mi se pare mai importantă ca repicarea. Eu nu semăn duminica. Haideți că a fost live-ul ăsta, mi-ați văzut numai picioarele. E spațiu foarte mic. Dacă aveam un puțin înălțime să aduc camera lângă mine aici, a zis că a trebuit să mă mișc și eu să duc alveolele de aici și reducul, dacă e mult, 50 de kilograme de paletat, de băligar paletat la 120 de metri pătrat. Am băligar de vacă și talpolină de găină. Nu e mult 50 de kilograme, o roabă. E chiar puțin și pune și talpolina, dar nu tot sacul, jumătate. O smocote doar la flori, doamna Daniela. N-avem sub nicio formă de ce să folosim o smocotă la răsaduri. Sub nicio formă de ce. Am văzut că mai sunt care folosesc. Și dacă vreți să folosiți sau aveți, eu știu, dar e un produs chimic, îngrășământ chimic, nu avem de ce să-l punem acolo. Ar trebui să folosiți de la de o lună, pentru că ăla de 5-6 luni începe să se dizvolve după 3 luni de zile de stat în substrat. Întâi despre învelit să știu dacă mai înalt marginea mesului pe care am răsat de legă până la 12 nu atinge vârful a plantelor. Da, chiar dacă nu le mai înalți, poți să pui o niște arcade din fier, beton, din ceva pe acolo, ce ai pe acolo și arunci agril dacă apar probleme. Reducul trebuie să fim atenți cu fertilizarea, nu trebuie să facem primăvara pe toată, da? Fertilizarea trebuie să facem și pe parcursul vegetației. Plantele când sunt în vegetație au nevoie de hrană și noi să le aducem hrana sus acolo, să udăm pe fiecare în parte. Dacă băgăm tone de băligar în primăvară, o să avem probleme pentru că facem exces de azot, exces de macroelemente, unul dintre ele, în funcție de ce îngrășământ folosim, și nu o să fie bine pentru plante. Nici noi nu mâncăm o dată pe săptămână, mâncăm de 3 ori pe zi. Mai sunt persoane care mâncă o singură dată, cunosc eu câteva, dar nu e bine, nu e sănătos. Bun, haideți să încedem live-ul ăsta. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Am fost destul de mult în seara aceasta, a fost peste 100 de persoane permanent. Asta e un lucru bun, înseamnă că suntem mai mult interesați de legumicultură. Noapte bună și o duminică plăcută din cât a mai rămas din ea.